Salut, prieteni! Fiți atenți! Este ceasul 7 fără 5 de dimineață. M-am trezit să vin să-l iau pe Neion de aici, de la Progresul, și vreau să las camera de filmat aici pe bord, să vedem dacă nu se prinde el că este filmat și să-l filmez cu camera ascunsă. Dar fiți atenți ce vreau să-i fac. Ia să vedeți. Ia să vedem dacă a venit aici la capăt. Dacă nu, trebuie să-l sun. Aha, e acolo, gata. L-am văzut. El mai intră la bar acolo așa de dimineață. Da, tură, știau. Cu mască la gură, cu astea, echipat corespunzător. Trezi nebunul cu noaptea în cap, oameni. Asta se trezește de la 4 de dimineață, că el vine din militari. Înțelegeți? Trebuie să trezească de la 4 ca să-și ia tramvai, mașină, iar tramvai să ajungă aici la mine. Fiți atenți ce-i fac. Neața. Hai că m-ar fi un frig. Nu! Ce s-a pe el? Ce p***? De ce s-a pe el? A, nu e, e aici la mine. Mă rog, ce p***a lui, m-a venit bă. Nu! Ce s-a pe el? Ce p***? Nu! Ce s-a pe el? Ce p***? De ce s-a pe el? A, nu e, e aici la mine. Mă rog, ce p***a lui, m-a venit bă. Am crezut că te-ai așezat pe telefonul meu, Neioane, că mai pun telefonul acum. Mă puneam aiurea în curul. La femeile. Am crezut că nu te uiți. Mă duceam înapoi, mă luat un frig. E? Păi da. Te-a luat frigul? Stai să dăm drumul la căldură. Ieri am venit mai târziu, că eu când spun la ora 10 aici, sunt aici la 6:30 și mă țineam. Ai auzit că i-a tăiat piciorul cu toporul? Cum e? Lu' ăsta. Auzi, ce spun ceva? Mama mea când trăia dimineața, când îmi dea cafea, așa, îmi zicea, Iurele, băiatul mamei, merg la școală, merg mamei. Păi ce nu-ți dă o țuică de masă? O ce? O țuică de mâncare dimineața. O țuică? Da. Ce erai mic? Da, și bea și cafea. Și cătea țuică? Acum. Poți să vorbesc prin degeaba, vorbesc. N-ai înțeles ideea. Am înțeles, nu. Ideea. Vrei țuic, dar ea și bea cafea. Nu. Din ăla, tu puțin, trezi-o-i. Mai, mai trezește-te, adică mai înviorează. Când m-am trezit, eu tu bisai. Dar cine vă la colțarele? Sunt acolo, uite. Le-ai trăit care era pe acolo pe jos. Deci de mic, Neioane, ai început să vii. Da, da. Păi tata îmi dădea dimineața. Și lasă dracul, mai bea ceaia. Hai mă, pui o pe din liceul din ăla. Hai pune, nu, pune. Nu, tu. Nu, așa că să-i băgă bun. Pune luminiță. Asta o băgă nu-mi bag. Unde-i masa aia? Masa aia care era aici. Da, așa să spun. Gata, mă. Atât. Atât, la 12. Hristos. Ia uite, Neion. Ia. Op! Hai, mă rog, ce viață lungă, bani chiar să mingem bungă. Hai. Ca o parte limbă, ce e cu oi. De dimineață așa ai dat-o în cei. Ai dat-o în cei, Neion. În teritor. A, întărește brațul. Vrei să faci un scan de vârfie cu doi? Nu, nu, cu tine, nu. Mă, da, îți dai seama că o să-mi rup și mâna. Auzi, Neion? Ia. Ia, povestește prima bătaie de la pușcărie.
Cât fumezi țigare? Așa, țac, pac. Care a luat-o? Care ai luat-o, care ai dat-o, cu care vrei să începi? Încep cu aia care ai luat-o. Nu, la pușcărie n-am bătut pe nimeni. Am luat bătaie. Bun. Povestește-o pe aia. Eu recunosc. Ce să povestesc? Cum s-a întâmplat, bă, ai luat bătaie? Da, mai știu cum. Un șmecher. Un mafiot. Un smart doi, zis. Mi-a cerut o țigară. Zic, nu am. La pușcărie sunt țigări. Nici o ții, nici tu mii. Ai fumez, măi, plângi. De ce nu s-a dat țigări? Pentru că nu sunt. Păi nu era înainte, mă, pe timpul ăla, să zicea cine sau ce țigări și la până aia. Și avea carpas, fără pipă, așa se fumea, și carpas. Și aveai voie să arunci. Stai puțin, erai acolo unde erau 320 de deținuți, nu? Da, da, în... 300 de pușcări. În atelierul ăla. Da, mă, la ea așa pe tine, ce nu ți-am zis. Și ți-a cerut o țigară? Da. Și? Și zic că nu vreau. Ai zis că nu vrei? Da. M-a văzut că aveam țigările în buzunar, zic. Dă, bă, o țigară ești vechel, un moldovean, tot moldovean. Hai, ești vechel, bă, ai ce nu-mi dă ești, eu zic, nu vreau mă azi. Nu vrei, nu. Și a m-a luat. M-am luat cu el, m-a pus, zice, să vorbesc cu el. Da. M-a băgat, era mai bun. Mai solid, mă? Mai solid, mai bine pregătit. Da. Era mai copil, aveam 19 ani, ce era. Da, era și mai mare decât Mata. Da, avea vreo 30. Și te-a bătut, nu? Mi-a umplut fața un pic. Da? Da, e da și tu. Da, băi, normal, și stai numai să iei, nu dai? Normal. Că la box. Da, corect. Și tu nu dai, dar cine-i vingător? Ăla care a dat mai mult. Bogdan, cine ia punct? Deci ai luat-o, nu ai luat-o? Am luat, tata, nu poți să mine. Nu s-a băgat nimeni, n-a sărit nimeni. Păi n-avea voie să bagi ceva. Da? Păi, să-ți dai seama. Și prieteni n-aveai care să sară pentru tine? Erau clanuri mai mulți, din clanul Cotare, din clanul Cotare. Din Brăila era băiatul ăsta, din Brăila. Lipovean, de fapt. Și tu n-aveai niciun clan acolo, n-aveai prieteni, n-aveai astea care să sară pentru tine? N-aveam prieteni, decât aia de cameră, Grosul, Georgel și Aurel. Păi aia m-a scăpat. A, ăia care mi-ai zis de ei, al de gros. Da. Care era mai șmecher, Aurel sau George? Amândoi. Amândoi? Dar George era mai șmecher. Da, a sărit pentru tine. Păi să cum, când au auzit și în cameră, nu aveai voie să vezi acolo, în hangarul ăla. Mă era ușa unde era asta. De bărau, îmi țineau elemente. Nu aveai voie să intri nimeni acolo, decât șeful de cameră. Dacă și șeful de cameră era ăsta, George. Da, și cu Aurel. Ei amândoi, dacă aveau 20 de ani de făcut amândoi. Da. Cât? 20 de ani până aia. Și te-a scăpat ăștia? Au zis grăgii și amintei, dacă nu mă călca să ce mă jucam picioare. Dacă m-a pus jos. Dar pe urmă cu ăsta te-ai împrietenit, te-ai astea sau... N-am mai vorbit. Ați rămas dușmani, ați rămas... Dușmani toată viața. Acum, dacă m-aș întâlni cu el, iară te rog. O mai încerci odată cu el să vezi. M-am gândeam că dacă îl priputui morții, m-am lui rup capul și-am pupă curăț. Auzi, dar fii atent, niciodată nu te-ai întâlnit cu el? Nu. Eu din Bărăgăl, din Bărăgăl. Eu din Bărăgăl, din Bărăgăl. Nu e departe. Păi, să zici că e unul în capătul țării, celălalt în capătul ăla. E cam departe, Bogule, dacă sunt și eu vorbim. Din nu zic așa, dar ai fi putut să te întâlnești cu el, să întâlnește munte cu munte, da un cu. Hai vezi că zicea băieții ăștia de când duc la muncă, ce cu la tine aici, automat așa. Când duc la Siriet, la Prut, sau unde se duc, la avea lucrare. La Iași? La, la Iași? Păi de la mine, din Bărat până la Iași, 150 km. Din Bărat până Iași, 150 km. Da. Din București până în Bărat. Auzi, dar ăla crezi că mai trăi acum? Era mai mare decât tine, nu? Da, avea 30 de ani atunci. Atunci, 30? În 80. Ar avea... Cât sunt 40 de ani de atunci, nu? Păi da, sunt din 81. Ar avea vreo 70 de ani, dacă mai trăi. Da, vorba ta, dacă mai trăi. Auzi, dar fii atent dacă te-ai întâlnit cu el acum, el 70 de ani l-ai bat. Bine că te-a bătut, îl bați, că la 70 de ani da, ce să mai... Da, normal l-aș bat, sau m-aș gândi așa, nu? El zice, salut, prieteni, ce fac?
Ai uitat că i-a făcut părnaie la Iași? Uh-huh. Poate fi uitat, domnule. Da. Da, știu că am făcut pușcării. Și o zic că... O să-i zic eu, mai ții minte, bă, de Macanai? O ții minte, bă, Macanai? Uh-huh. Păi cine? Pe mine, mă, bă. Când mi-ai bătut, cum s-a dat o țigară, Cărbaz. Da. Ei zice, dar nu mai poate. Dacă-s băut, l-ar pocri. Da. Dacă să ne-ai luat la mea. Nu. O să milos, serios. Știu că ești milos, păi de-aia te-am și întrebat. Nu cred eu că l-ai bate. Dacă sunt un pic luat în... Auzi, dar în libertate, după ce ieși de la pușcărie, că toți ăștia, după ce ieși de la pușcărie, ești mai sălbatic, ești mai cu viața aia de acolo, da, știi? Da. Ai bătut pe cineva? Multe lume. Mult rău. Da? Și în București, pe șantier, puneam cele. Nu, eu zic așa, după ce ieși din pușcărie, ai văzut când ieși de la pușcărie, mulți o încearcă cu tine, știi? Nu, nu, nu. Nu a încercat pe nimeni. Nu, care mi-a cunoscut? Dar pe cine ai bătut cel mai rău, serios? Cel mai rău? Da. Un coleg din clasă. La școală? Nu. A, coleg din clasă, așa? Am făcut generala cu el. Am fost în generala amândoi. Uh-huh. Un băiat, Vasile. Guzumar Vasile. Și unde l-ai bătut? Unde? În Vaslui, în oraș. Erai tânăr sau? Băi, eram căsătorit, aveam copii. Am luat frate, am un frate în Vaslui, măcar e Gheorghe. Gigi, ăla mai mare. Da, da, mi-ai spus. Și m-am întâlnit cu el și eu, tot la băutură, eram la bucurici, mă. Și mă, s-a dus ai mine că te băteam de dealul lui Cutare, pe dealul lui Cutare. Ți-a zis el ție. Da. Mă, tot e cura, mă, te mai sunt eu de atunci, când eram copii noi, și i-am dat omor acolo, a venit poliția și nu l-a. Mi-a luat garda. De ce ai dat? Da, ce faci să... Că ce scandal n-aveai voie să n-ai voie să faci scandal în orice cărțim. Da. Poți să fii tu cât de zmarlăie fi. Păi ce mă, ce poate la casă în cărțim? Normal. E mult mă de. Să sperii clienții să asta. Și atunci a zis, fii mă care te reșezi din nou. Mă cunoștea că vă rog. Păi ce s-a reșezut, ce am făcut? Auzi, fii atent ce te întreb, Naior. Cei mai mulți bani, când i-ai făcut? Când i-am făcut eu? Da. Deci cei mai mulți bani, să câștigi cei mai mulți bani așa odată, la o afacere, la o treabă, la o... Nu, n-am făcut afacere. Nu, prin muncă. Muncă, bravo. Așa. Prin așa. Muncă, da. Când ai câștigat cei mai mulți bani? În 93. În 93. Cum? Fii atent că mulți tineri, din muncă, bineînțeles, da, vor și ei să facă bani mulți. Ma ta având o vârstă, o experiență de viață, poți să le spui și lor și pe urmă poți să te apuci de treabă, nu te mai rețin. Păi le spun, dar dacă știu să-mi facă treabă. Păi îți dai seama că sunt foarte mulți care știu să facă treabă. Eu am muncit la un băiat în Brăcoveanu, la orășelul copilul. Mi-a făcut un depozit că aducea haine din Segeen, din Belgia. Aducea haine, Segeen. Luând cam de aici până în alături, zic că ai vreo 40 de metri în lungime. Da. Asta, depozit. Da. I-am turnat placă de sfârșit, zidării, fundații, zidării, i-am turnat placă și ce spune proprietarul? Și băi, Ionică zice, nu m-am gândit mă, că trebuie să fac și eu biroul lui Iisus. Păi spune și să lăs eu mușează la sârfla. Da. Acă ce zici cu jumătate, că ești mecher. Băi, te costă atât? Cât mă costă? $10,000. Erau bani. Timpul ăla, în ce an? 93. 93. Pe el $10,000. Era 4.000 de lei dolar. S-a crescut la 8.000 de lei, în 200 după 10 lei. 4.000 de lei? 400 de lei? Da, nu, 40 de lei? Cum era atunci? Da, dragul, să iei bani. Așa. S-au dublat. În 300 s-au dublat dolar. Ma. Da. Și la mine, vezi, băi, ne-ai venit, zice, nu, cât ții dolari acum, cât la curtul valutar. Băi, noi vorbim în dolari. Da. Și-a luat... Deci așa vă înțeleseți, în dolari. În 2 zile te-a luat un depozit, procesarul. Deci 40 de metri lungime, cu cât lățime? 8. Singur ai făcut? Nu, aveam băieți. Echip? Da, nu știu băieți, un bărere al meu dorea. Deci, te-ai înțeles cu el 10.000 de dolari? Da. S-a dublat dolarul? Și cum ar veni, ai câștigat 20.000 de dolari. Da. Dublu. În două luni. Adică într-o lună după ce am făcut ăsta. Biroul. Da, da. Fără acoperiș. Nu te fac acoperiș. Fără acoperiș. Fără tatăl.
ridicat un etaj. La roșu. E dat-o la roșu. Da, da. I-a întrebat în curte. Mozai. Am plecat cu mașina din plecat Mozai. Da. Și nu văzut el spălat Mozai. Și ai câștigat 20.000 de dolari. Da, ce ai făcut cu banii ăia? La familie acasă. E dus acasă. Da, normal. Normal. Bravo, Neion. E tu dar la voastră. El nu știa 10.000 de dolari. Nici acum nu știu, nu știu dacă știi să schimbi. Da. Și e întrebat la voastră. Ce? De unde e? Îți dai seama, 20.000 de dolari era... De unde ai luat? Păi tu bagai acolo. Bine, ai mai dat și la muncitori, la astea, la oameni. Normal, îmi plăteam oameni. Dar ai rămas cu 10.000, să zic. Exact. 10.000 de dolari. I-a spus la bază, cât costă bani, lei în lei, ea nu știa să schimbi. Și vrei într-o seară la muncă, ei punea concertarul ăla și undeva pentru iarnă. Că pe timpul ăla, iarna nu se mai lucra, știi? Da, da, da. După revăză, pe timpul ăla se muncea iarna. Nu se punea probleme. Acum nu. Da. Să avem la iară, că avem 4 copilași. Să avem bani de mâncare, să avem din întreținere, din curent. Deci ai o soție ghibzuită. Da. Și ea pizea acolo. Și într-o țară vin la muncă eu. Și nu m-a zis cu leia acasă, bani că eu nu mai am bani loc. Bă, de ce că nu mai zi, n-ai bani? Aha. Nu mai am, n-am niciun bani. Cum să n-ai bani? Ea îi ascundea ca să... Nu îi ascundea, îi punea și eu și eu și ea. Și ea mai e unul mai. De ce să zici? Păi ce eu știu să schimb pe ăla? A, nu știa să-i schimb. Și la piața la petrol, deci să se din astea ca să schimb valuta, știi? Da. Cum vă, nu ai bani? Ia o ușă de ori de acolo și vreau copii. Ia zburăți la TV. Și ai în piață. S-a îmbrăcat imediat la ce ai învățat să schimbi de ori? Da. Uite, uite așa, moacă. Intră acolo, dai buletinul și spune vreau să schimb 100 de ori. Da. În lei. Când am văzut nebat, zic, bă, vreau să acum nu mă știu de ce. A, și pe urmă gata. No, a fost greu început. Dar nu schimba niciodată părăștire mea. Na. Na, Ioane, ai avut ai o soție chipzuită pentru că... Auzi, e mare lucru în viață. Pe gori, dacă nu. Dacă n-ai o nevastă așa, cred că nu dai înainte. Păi cum, patru copii, cine am grijit? Eu am muncit, ce-a crescut copiii? A fost invers la voi. Tu erai ăla cheltuitorul și ea era da, cheltuitorul. Eu fumam, beam. Da, da. Că sunt unele cazuri unde femeia cheltuitoare, bărbatul, da, chipzuit și invers. Deci la voi v-ați compensat unul cu altul. Ea a fost mire de albini pentru mine. Pe cuvântul meu. Bravo. Păi copiii la școală toți sunt mari acum, toți sunt. Ți-a crescut 4 copii, nu? Păi, ușor. E ușor să aduci banul în casă, da. Am venit cu banul, iar. Da. E mai greu să-l administrezi, să copilul la școală, îmbrăcat, încălțat, spălat. Îmi spunea aia mie mereu, și vezi ce ținu Corina cu tare, cu tare. E bani, și e fii. Lui Marus, lui Florin, lui Ionuț, ți luăm ghiozdane la școală, caiete, tot felul de asta. E cu inventare, eu nu știu. Ce vă știu la copil? Păi vezi că eu mă, păi ia bani, că ai copii. Când tu dai din craci. Cum e? Cum a fost, da? Bravo, Neion. Deci, ce să mai, un om care și-a crescut copiii. Da, am muncit, am muncit din magazin craci, toată viața mea.